Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți că unul dintre cei mai mari angajatori din România e sistemul de educație. Sunt 300.000 cu totul la Ministerul Educației, cum ar veni, și doar preuniversitar lucrează aproape 200.000 de oameni. Și mă rog, ăsta e un domeniu, toți ne confruntăm cu el într-un fel sau altul. Mulți spun că e neadaptat vremurilor, că e ineficient, că e osificat, că e controlat politic. Dar, mă rog, nimeni nu prea are curaj să se ocupe de o reformă serioasă acolo. Niciun partid nu se apropie de asta, poate și pentru că educația e puternic sindicalizată și domeniul are și o influență electorală apăsată, că atunci când se duc la vot 200.000 de familii se simte. Și ca atare se întâmplă o mulțime de minuni în școlile din România, unele ajung și la știri. De exemplu, în Gorj, unde în 5 licee tehnologice din Târgu Jiu sunt prea puțini elevi pentru numărul total de angajați. Deci, normal ar fi ca aceste unități, care nu au elevi, practic, să fie desființate sau comasate. Dar ce să vezi, primarul se opune. Poate și din motivele explicate mai devreme. Pe electoral, mă înțelegi? Dar nu poți să știi cum revine moda. N-ai de mult să știi, da. Le ținem acolo până când o să mai apare niște elevi. Dar Inspectoratul Școlar Județean a făcut un control la aceste licee și a descoperit situații literalmente halucinante, ridicole. La liceul Auto, de exemplu, sălile de clasă au fost populate cu angajații ai școlii în momentul în care s-a aflat că vor fi făcute verificări. Scrie site-ul educație-privată.ro. Inspectorii... Ce elevi mustăcioși aveți. Da. În ce clasă? Câți ani ai tu? Puiule. Puiule. 15. Da. Deci se pare că sunt mai mulți elevi la ore, au împărțit fochistul. Hai, tu ești a șasea bea azi. Mă rog, stă în liceu, pune și tu a 11. Mai continuă. Inspectorul școlar general, doamna Dana Constaniescu, citată de site-ul IGJ.ro, zice: la liceul Traian Vuia, din 24 de clase, țineți-vă bine, din 24 de clase erau prezenți doar 4 elevi. De 24 de clase. Și când m-am gândit, mamă, într-o clasă cu 24 de oameni erau numai 4. După care am mai citit o dată, din 24 de clase erau prezenți doar 4 elevi. Profesorii erau prezenți... Chiulesc. Păi, și copii, erau prezenți în cancelarie. Dar nu aveau obiectul muncii. Și asta se întâmplă tot timpul, n-a fost o întâmplare, nu știu ce. Bun, acum mă gândesc că poate profii se simt și ei cum ne simțeam noi când se întâmpla să nu vină un prof la oră. Da. Veselie, nu știu ce. Așa, ăștia. Avem elevi? Nu! Trecere în cancelarie tot. Curiozitatea mea e cine să ia 4. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.